Bună ziua! Sunt răcită, nu m-am dus în bucătărie la mine, că acolo e un pic mai răcoare. Nu e răcoare tare, dar la răceală nu prinde bine. Ei, ce vreau să vă spun, așa răcită cum ești, dar nu, pot să fac orice, dar atât dacă îmi curge nasul. Nu vreau să vă las ca să nu fac tortul ăsta, e foarte simplu. Și cine vrea să-l facă de florii, îl face de florii, sau cine vrea să-l facă de Paști, îl face de Paști. Deci eu îl fac, e simplu, două blaturi, o cremă de vanilie cu frișcă. Crema asta se face și la Cremeș. E o cremă foarte simplă, o știți dumneavoastră care te fac eu. Și deasupra se pune frișcă și e simplu, deci numai două blaturi, mai spun o dată, e simplu, ușor de făcut și foarte gustos. Și vă arăt pas cu pas. Acum începem. Am un kilogram de lapte. Din kilogramul ăsta de lapte las un pic pentru ca să pun eu făina, care o pun făină, pun ou și atunci o colesc aici. Deci mai îmi las un pic din kilogramul ăsta. Iar începe Ara. Ara iar e nervoasă. Așa, mai m-am lăsat ceva de aici. Dăm drumul la ăsta săracul Ileneș. Așa, e bine pe ochi, nu? Să nu mi-l afume. Da, da. Ok. Aici am lăsat acum ce restul de lapte. Dar nu trebuia să pun eu laptele prima, trebuia făină. Acum sper să nu fac eu cocoloș. Păi ia telul. Deci aici punem. Acum lingura asta, sau să iau lingura din ailantă? De care vrei. Păi asta e ca două linguri, cum ar veni. Exact așa e. La noi e frumos. Părul înflorit. E păcat că eu sunt răcită pe timpul ăsta atât de frumos, dar cred eu că am răcit la bunica. Nu știu, deci nu știu, nu pun eu vină pe bunica, Doamne ferește. Dar cred că acolo, că bucătăria e săraca, nu are foc. Aici punem 5 linguri de făină. Una, două, trei, patru, 5. 5 linguri de făină suficient. Punem zahăr. Zahăr normal. Zahăr normal. Zahăr. Că fierbe acolo, știi? E, aici iară trebuie să pun 5 linguri. Am uitat. Mm. Una, două, trei, patru, 5. Asta e zahărul pentru cremă. Trebuie să pui în cremă. Uh-huh. Nu poți să faci așa. Aici pierde zahărul. Laptele cu zahărul. Și aici mai punem 5. Sau pun numai 3 aici, să nu fie dulce tare. Să nu fie făina când torn acolo, să n-aibă și asta un gust. Și aici trebuie să pui 1, 2, 3. Trebuie să fie bine. Și acum punem ouă. Câte ouă pui? Da, să spar cum a venit dacii repede, repede. Și el, săracul, nu și-o da seama și s-o spar. Să mai întâmplă. Ne descurcăm că suntem vaccinați. Păi da. Nu m-a păcat de ușorul ăla. Dar spune acolo. Da? Ce crezi că las acolo? No, cum cu lingura, pă, cu lingura, păi, știi? În cofrag. Așa. Uite așa. Ia ca așa. Și și ouă de la galben. Da, e fain. Chiar e fain astea. Acum că n-am luat eu albușul, nu se poate. Nu, lasă, nu. Albușul nu se poate. Da. Așa.
1, 2, aici puteți să puneți cât vreți. Eu pun 3 ouă și gălbănușul ăla, care a fost. Și atât. Uite, și ăsta se sparge, nu poți să-l scoți de acolo. Așa. Deci, soare, e zahărul, vanilia o pun la sfârșit. Deci, așa mai rămâne. Da. Vrei cu ăsta să fac culege? Uite ăsta. Ciao, uite dânsul. Ciao, ciu-ciu! Să fac eu torta. Pură da. Rețeta. Îți pură rețeta, cum o vezi. Zice, uite ce faină tortă face. Să știți că la ciu-ciu îi place dulce, dar noi nu-i dăm, că mi-e frică. Nu are bără. Aici? Deci așa trebuie să fie. Și acum așteptăm aici. Așteptăm aici. Mă șterg singura de aia. Ah, cea verde. Aha. Uitați. Așa trebuie să fie, fără cocoloș. Că atunci dacă are cocoloș crema asta de făină, atunci are cocoloșul dincolo. Nu se sparge. Începe să fiarbă cocoloșul ăla. Așa trebuie să fie, de la început, fără cocoloș. Vedeți? Nu are cocoloș. Și atunci punem imediat în lapte. Ia mă, să văd frumos. Deci a început să fiarbă aici. Da, m-au aranjat florile, că îi plac florile mele. Florițele. Da. Crede-mă că dacă mai găsesc, o să mai iau. Da, dar nu te naște așa trecut timpul lor. Nu vezi că ele deja sunt florite, că se duc. Trebuie să le scot afară. Sună cineva la poartă. Ești și uitați aici, nu pun chiar jumate. Vedeți? Cât pun. Ca să nu fie crema asta fără un pic de unt. În jur de 100, cam așa. 3 sferturi au rămas, un sfert am pus. Da, 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 în jur de 100. Asta nu are. Scris. Ok. Dar e bun untul ăsta, să știi. Foarte bun. Acum punem ghirodenile. Să știți că eu am strâns aici plita și încă mai mere. Păi da, că asta e rezistență, nu-i? Inducție. Cum ai tu dincolo. Deci ce pui acolo? Să întorc, să vadă. Lămâie. De lămâie. Esență de lămâie. Așa. O linguriță. Și? Și vanilie. Deci esență de vanilie. O linguriță. Așa. Așa. Sănătate, Natale. Așa. Asta e, după mine, cea mai faină cremă, care nu-i grea. Da, ce udă florile. Bine face, chiar m-am bucurat cum e ce face. Așa. Deci când am făcut cremeșul, m-au întrebat multe doamne dacă crema asta poate să o folosească la tort. Budinca. Acum face gălăgie și mașina de spălat. Și uitați, ăsta e untul, îl găsiți și la Kaufland.
și e foarte bun, credeți-mă, e chiar foarte bun. Deci budinca asta se poate face și la torturi, se face exact așa, dar eu nu mai bat albușul, da. Să-l bat ca la cremeș. Da. Îl las acolo în cremă, uitați, ca să devină fină, vedeți? Să nu aibă albușul ăla ca la cremeș. Vedeți? Și atunci când e rece, pun unt și să zic eu că un unt întreg. Îl fac așa spumă cu zahăr, treptat pun din ăsta, din curică și atunci pun la fi frișcă. Frișcă. Da. Deci în crema asta n-am mai bătut albușul ca la cremeș, ca să rămână ea așa mai netedă, mai exact ca când ar fi o budincă. Și atunci când e gata, deci când e rece, o să o bat cu unt. Deci untul ăsta o să fie frecat cu zahăr până devine așa spumos. Și atunci treptat pun în unt. Și când e la final, pun frișcă. O să vedeți pe parcurs. Deci o să vedeți cum o să fie făcut. Voi explica a doua oară și o să vedeți cum. Deci acum o scoatem afară ca să se răcească, că noi nu avem frigider din ăla vechi. Că înainte puneam în frigider. Să se răcească? Da! Aveam frigider din ăla, eu știu cum îl chema, Arctic sau frig. Și puneai așa? Da, puneam, dar nu așa chiar cald? Așa, nu așa cald, dar puneam. Ah, ok. Da. Am crezut că așa cald puneai acolo. Da. Puneam în apă. Știi ce puteam? Da, știu, în apă. Puneam apă și imediat era rece. Și mai puneam la frigider un pic și gata. Da, dar la frigiderul ăsta dacă pui, bai. E bai, bai. No, bine, du-te și pune sus afară pe pifniță. Ok. Și până atunci eu fac foile și am terminat. Ok. O, adăpa. A, eu l-au dat o leapă pe ciuciu. I-o dat să bie apă. A. Uitați acolo ce se joacă ăștia doi. Acum ce faci? Blatul? Blatul. Ok. Deci fac două blaturi. Nu știu cum ne-am înțeles la cremă. Da, o să păi o să vad acum pas cu pas cum faci și o să înțeleagă. Și da, atunci bani. La descriere o să punem rețeta. Sincer, pentru dumneavoastră fac asta, pentru toate prietenele mele. Și eu prieten, că dacă îți, nu mă supăr. Am zis că să-l fac, că asta e ușor de făcut. Nu că nu știți dumneavoastră, dar vă dau o idee în plus. Cum aș face eu. Și binevenită, ori de florii, ori de Paști. De ce fac eu astăzi, am mai spus, astăzi e joi. Deci eu astăzi fac ca dumneavoastră să puteți să aveți timp. Vineri sau sâmbătă să o faceți. Pe duminică. Și dacă vreți de Paști, cu atâta mai bine. Îs două. Două, trei. Nu, uite cum s-o spart asta. A, păi, patru, săracă azi, găină. 4, 5. Deci eu fac blat și trebuie tăiat în două. De 5 ouă cred că e prea subțire să pun să fie 7. Deci mai pun 2. Asta o să fie tăiat în două și fac două blaturi.
să fie 4 foi. Așa. Ai un pic de sare. 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 Sare de Himalaya. Punem un pic de sare ca să batem mai bine, știi? Că dacă n-ar fi fost necesar, ar fi uitat. Acum știu că asta trebuie pus neapărat. Ok. Știi? Un praf. Praf de sare. Un praf de sare. Și acum vă închid ca să n-auzi zgomotul ăsta. Deci vine 7 linguri de zahăr pudră, pun aici 5 și 2 pun acolo la gălbenuș. Ok. Deci acum pun una aici. Deci agușul îi pătu bine. Asta cade că e după... Așa. Acum aici. Bat și ăsta un pic, pun o lingură, două, că cinci am pus dincolo. Deci ai mai pus încă? Nu am pus încă, deci 7 ouă, 7 zahăr. Aici am pus 5 și aici 2. Am împărțit, înțelegi? Că n-am filmat, înțelegi? N-ai filmat? Nu, când ai făcut cu mixerul și ai pus zahăr, n-am filmat. Eu nu mi-s dovină. Vedeți? Eu nu mi sunt. Păi nu mai spus să filmez. Nu mai spus. De fiecare dată ți-am spus. Pune-mi să filmez. Trebuia să-mi spui. Deci am mai pus aici. Încă 4. Nu? Unde am pus 4? Aici. Nu. Am pus 5 aici. Da. Și 2 aici. Da, da. Și 7. Da. Deci n-am pus 4 niciunde. Punem atât, mai mult nu. Deci, cât e pe un vârf de linguriță de ăsta, cum îl cheamă, praf de copt. Vreau să fie mai pufos. Okay. Gălbenușul cu două linguri de zahăr până o deveni spumos. Vedeți? S-a ridicat așa mult. Și acum îl introducem aici în albușul care e bătut bine. Da. Așa. Tu nu ai lingură din aia care ia tot. Am, dar e prea mare. E prea mare. Așa. Și eu trebuie să-mi iau. Din aia, cum să spune la alea? Că nici nu știu cum să spune la alea. Paletă. Paletă? Sau eu știu. Eu așa este. Tot uit cum să numesc paletele. Așa este, că nu suntem cofetari. Exact. Acum punem 5 linguri de făină și cu asta am terminat foaia. Da. Și facem 2 foi din astea. Și nu știu dacă mă înțeleg acum cu Angie. Da. Cum vrei să fie blat? Să fie galben toate 4 sau facem 2 galbene, 2 negre și atunci vine unul negru, unul galben, unul negru, unul galben. Să fie, știi? Da, dacă vrei așa, fac așa, dacă nu, nu. Se poate și așa, dar acum... mai bine galben. Știi? Da, uite aici. Punem 7 linguri de făină. Una... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Le-am pus totodată să nu mai atât atâta. Și acum am învârtim așa ușor. Natalia. O câștigat acolo, da. Maimuțele ei. E răcită și Natalia. Da.
Dacă Natalia ai răcit, o mâncat înghețată, dar eu n-am mâncat înghețată și de-aia tărmis răcită. Și de la ce ai răcit? Eu zic că am rămas foarte sensibilă de la corona, fiindcă eu așa ceva n-am făcut în viața vieții mele. Știu, toată iarna să-mi curgă nasul, toată iarna să, să răcesc, să fac, eu știu ce fac. Da, fac. Sistemul imunitar la noi e foarte slăbit. Asta e, ce să facem? Corona ne-a aranjat la sistemul imunitar. Mi-a dat o mână de ajutor. Da. Și acum? Și acum punem aici. Acolo în formă. Da. Ok. Deci acum punem în formă. Introducem în formă. Doamna Bercuș, dacă ar fi acum, să-mi zică, nu trebuie să bați lingura, că se lasă. Foarte severă a fost femeia, această femeie. Și n-ai putut să o scoți din treaba ei, așa trebuia să fie. Uite, vezi totuși cât o pomenești. Da. Doamne, atât am ținut la ea ca la mama mea. La ea mă duceam după masă și spuneam, ce zici, tanti? Că eu așa îi spuneam, tanti. Da. Ok. Îi ziceam, ce zici, tanti? Așa trebuie făcut, așa să fac. La orice, deci. Nu zic eu că nu mă la mâncare. Deci cu ea... Aoleu! Scuze! Aoleu! Și Natalia zice aoleu. Ce ce-i înguriță? M-am mâncat căpșuni. E așa. Uitați cât e de simplu. Și crema, și tot. Și o mai facem așa să fie dreaptă. Și o introducem aici cuptor. Și vă arătăm când o scoatem. La 200 de grade cu ventilație. Și o să vă spunem cam câte minute a stat la cuptor. Uite-te acum cât e ceasul. Ca da, da. Păi las că știu eu. Știu eu. Acum o scoatem din cuptor. E bine? Mai trebuie. Mai trebuie? Da. Ok. Deci până acum au stat 20 de minute, dar mai trebuie pentru că e moale. Mai este o mănușă? Așa. Despre. Așa. Deci mai trebuie un pic. Deci. Da, uite că nu pot să scur. Mă lași pe mine. Ai de cap. Ok, hai că ai reușit. Am reușit. Așa. Deci 45 de minute a fost la cuptor. Da, și acum am refăcut. Ok. Un pic de făină. Da, dar nu știu de unde a ajuns asta aici. Ok. Pămânușă. Poate pămânușă? O fișă aia. Și urmă trebuie să se răcească, așa-i? Da. O lăsăm. Ok. Așa. Ai de ăsta, știi? Și mi-e frică de el. De nou ars. Nu ars. Ok. Așa, și acum deci, lăsăm să se răcească da. Prima. Deci blatul e din 7 ouă și dacă se taie pe jumate,
Ei, nu m-am minunat două foi. Și vreau să fie patru foi. Deci de 7 ori, dacă se face blatul, e suficient. Ai la gât. O leacă. Schide guiță. Deci facem al doilea. A doilea, iară 7 ouă. I-a dat medicament în gură la Natalia pentru gât. Un spray. Trei. Bă, ai vrut să mă păcălești? Nu. No. Da, acum când e 5 sau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Șapte. Și am terminat. Aici e un pic de coajă. Am să luăm. Nu poți să iei coajă? Am luat-o? No. No. Gata. Mai este una. Mai una. Așa. Și acum batem. Aici pun cele două linguri de una, că nu mai am aici. Nu e în partea aia la altă. Două, așa. Și punem un pic de praf de copt. Ca să fie cât de pufos, de fain, dar uitați cât pun. Așa. De linguri mult. Și acum, ca să se dizolve, până eu ajung la el ca să se bată, să se dizolve aici toate, să nu mă aștepte pe mine. Așa, și las aici să se frumos. E, dar lingura mă trebuie. Nu mai este și altă. Mai este și alte linguri. Da. Nu numai aia. Așa, și atunci începem să batem spuma. Aici, albușul și tot aceeași procedură. Da, dar vreau sare. Să pun sare, sigur. Tu ai aici un pic de care trebuia luat. Nu știu. Nu pot eu să le iau acum. Nu, las, oricum iese. Vezi? Iese. Iese, dar mai cu cântec. Deci puțină sare pun, praf. Așa. Și acum, Doamne ajută, ce ai scos? Ei, da. Deci, zice Angie că nu s-a filmat la prima albuș că s-a pus zahărul. Deci
să am pus o lingură de zahăr la un ou. De 7 ringuri la 7 ouă. Și ea zice că nu a filmat în timpul ăsta, nu știu cum s-a întâmplat. Dar mă spun acum, și las și la descriere. Nu e problemă. Așa. Deci am pus gălbenușul în albuș. Acum punem făina. Și gata. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. 6, 7. Deci la fiecare ou se pune o lingură de zahăr sau o lingură de făină. Și cu asta am terminat. Incorporăm bine făina, să nu fie problemă. Și acum o punem. Cam atât. Așa. Ok. E ok. Se pune la cuptor. Tot da, uite că asta nu vrea să se lase în jos. Nu las, oricum e cremă peste. Așa. Și okay. Gata. Luca asta a măcinat-o puțin numai. Mai are ea câte un os de mel aici. Și vreau să pun la tort pe margine. Așa. Și deasupra un pic. Și mie mai m-a rămas o foaie de la creme. Și că era trei foi. Și m-am gândit în nuca asta să pisez din foaia asta și să pun aici. Uite, asta puteam să nu vă arăt, dar eu vă arăt. Pun așa, că arată, cred că bine așa. Și pun aici. Dumneavoastră, dacă n-aveți, nu-i musai să puneți. Dar eu dacă o am, ce să fac cu ea? Dacă am foaia asta. Și atunci o pun aici, în nuca asta. O pisez așa și o pun.
Nu, acum pot să închis, că o vă nu ce e vorba. Și-o pui toată? Să văd. Deci am terminat cu foaia aia, am sfărâmat-o și îmi producem aici, că cred că e bine. Am vrut lucile să le prăjesc puțin pe plită, așa, în tigaie, să le prăjesc puțin și o să zic că nu, să nu prăjesc. Tot o zis că nu, eu am vrut să le prăjesc. Vedeți? Noi facem în familie, noi facem... Nimeni care, dacă ei nu-i place, nu fac. Cam așa vine. Și eu zic că vine bine. Dacă cumva ați pățit ca mine că două foi ați folosit și a treilea nu, ia că nu-i bine, mersi aici. Și dacă nu, nu-i musai, puneți numai nuca. Dar eu dacă am avut-o, ia că am pus-o. Ia că așa. Și o duc eu aici. Și eu să facem, uite așa, nu? Așa, și acum apoi. E bine amestecată. Așa ceva n-am făcut niciodată cu foaie de asta. Asta e o invenție. Da, așa. Acum, untul care moră, deci a fost întreg, dar am luat eu, dar am pus în crema asta. Ăsta îl punem aici. Deci nu punem mai mult un unt la cremă. E suficient atâta. Având în vedere că mai are acolo unt. Așa. Deci un pachet de unt e destul. Da, e destul. Să nu fie două, că... E prea mult. Prea mult. Și acum punem o lingură, două, de zahăr. Să-l facem așa mai frumos. Da, cum ai măcinat zahărul. Așa. Acum luăm de aici, de câte o lingură. Hai, fie două, că eu n-am răbdare cu una. Da, și îmi spune de mână. Da. Rând puneți, să nu puneți odată tot. Așa, asta le iau de aici. Mă uit pe geam și văd că cade deja petalele de la, florile, de la păr. Deci mai pui. Da, până o termin. Ok. Asta nu e o cremă grețoasă, fiindcă are un singur pachet de unt și restul are numai budincă. Și atunci nu e grețos. Dar văd când mânci o prăjitură din aia profiterol, cred că o cheamă, care e mai mult budinca decât cremă.
Vedeți, deja a început a fi cremă și mai vine și frișcă și o fi super. Cea mai faină cremă e asta, după mine. Mai e și aia de ciocolată, că aia e cu totul altceva. Mm. Dar astea două creme sunt cele mai faine, spun eu. Nu știu care mai este alta. Că o fi a de Fanta, că o fi a de cine o fi. Nu sunt ca astea două. Îi mai las și la Natalia, poate să distreagă. Ciuciu vrea să prindă păsările. Acum, acum ai depistat cu asta. Acum e aproape spre sfârșit și vreau să pun un pic de lămâie. Nu pun mult. Un pic, să bată spre ceva. Pun și vanilie. Așa. Puțin. Nu uitați aici, nu știu dacă se vede, sper să se vadă. Arăt eu imediat. Da, uite cu ce lingură, că nu știu unde e lingura. Este atâtea linguri acolo în set. Da, că iau pe asta. Uitați aici. Deci, mai bine de atâta nu știu cum să vă arăt. Și acum o să pun și frișcă. Și atunci, cum să nu fie crema asta superbă? Uitați aici, ce cremă. În sfârșit, acum o lăsăm să facem frișcă. Ok. Deci frișca este de un litru acolo, dar nu o folosești pe toată, așa? Dar nu știu de ce o luat de un kilogram. Nu știu. Nu trebuie. Tu ai aici un bol. Da, este un arroz. Este acolo, poți să-l folosești pe ăla, deci megele. Cum zice dracii? Megele. Pe limba ta, nu? Da. În sfârșit și-o găsit dracii pe limba ei. Megele. Păi ieri am fost la Ungaria, nu? Aha. Deci numai jumate punem, că nu ne trebuie chiar așa. Dacă mai întrebă, o să mai pun. Da. Dar să știți că e bună frișca asta, chiar e bună. Chiar ori mai zis și alții care ne urmăresc și au spus că și ei folosesc și chiar e foarte bună. Alții folosesc altă variantă de frișcă. Hai! Prima treaptă, că se le trebuie să aștept să și le sare bat. Tot. Și sare, exact, sare și tot aici. Sare de... Și acum, cum faci? Doamne, acolo, tu nu știi cum trebuie să fac. Hai să văd. Uite așa. Megele. Deci, cred că merit o laudă și că așa răcită cum am fost am venit. Nu pentru noi, să știți, nu pentru noi a venit, pentru dumneavoastră. Am venit să o fac ca să puteți să faceți. Să aveți timp să o faceți, de florii sau de tăcați. Stai să iau asta. Uitați, e gata. Uitați, așa arată. Acum, eu am frișcă pe lingură, dar vedeți dumneavoastră aici câteva firicele. Dar asta e crema. Ok. Și acum? Și acum umplem tortul. Împărțim în două. Thank you.
făcut-o un pic. Ai filmat? Da. Când am tăiat-o. Da? Care s-o umplu, asta sau aia? Care vrei. Care ți-e mai ușor. Egal. Dar asta e mai dreaptă, asta nu e așa dreaptă. Care ți-e mai ușor, aia s-o umplu. Pe o farfurie din aia? Au, nu pe asta. Păi vezi, dai grijă. Imediat îți trece, mami, ok? Și acum pui crema. Dar nu-mi place că nu-i dreaptă. Când vin eu cu nuca aia care vreau să pun aici, poate n-am de ăsta loc, cum trebuie, știi cum zic? Și atunci mai bine pe farfurie aia. Eu am o farfurie, dar e dincolo, aia albă. Dar mai bine pe asta. Nu zic că mai bine pe farfuria asta. Ah, Doamne ajută. Nu se iasă bine. Se să pune primul strat de cremă. Nu mai o siropăm, că... Nu, nu, nu mai. Are atâta dulceață. Nu trebuie. Un siropat. Ia cuțitul ăsta. Ok. Natalia, e somn. Săraca, că e acum la grădiniță o învăță să doarmă, știi? Da. Da, acasă, Doamne ferește să doarmă. Ca să nu vrea. Aha, tu modelezi așa. Așa, ce ai crezut că faci cu cuțetul ăsta? Aha! Iată așa. E faină lingura asta, că iei mult cu ea. Când îi mei și să mai lovesc ce fac, plânge ara când ce fac acolo, nu știu. Dar acum stai să văd care vine deasupra, că nu văd ăsta. Deci cu 4 etaje vine. Păi. Așa e Natalia. Face mami ție tortă. Ciucă, mama, că e ală. Urăcită, Natalia. Face mami la Natalia tortă. Cum zici tu, mami, tortă? Așa. Ce să facem? Dacă asta e situația. N-am pus prea puțină cremă, oare? Văd că... Nu știu. Ce zici? Eu zic că nu, pentru că mijlocul de la voi e subțire, știi? Eu te-am întrebat, la urmă să zici că nu. Nu. Natalia, ce faci? Ce faci, mama? Răstor masa. Abi. Nu?
restul de cremă pui pe margine. Pe margină? Da. Ok. Deci cam 30 de mililitri de frișcă ar fi aici. Nu știu că eu am golit aici și... Vreo 30. Dar vă spun eu când rămâne, cât rămâne, dacă chiar. Deci am nivelat-o și acum punem frișcă pe ăsta și o nivelăm frumos. Și după aia o decorăm, nu? Așa ceva. Decorăm frumos. Da, nu am cu ce... Așa, începem să se decoreze cu frișcă. Așa. Interesant ăsta. Ce? Farfuria asta nu vrea să se întoarcă ea numai cu tăcul. Păi nu, e mai șmecheră. Cu tocul, cu scândura asta, când întorc, se întoarce. Păi, parcă e lipită, parcă e prins acolo. Super glu. Păi, crede-mă. Da. Mint. Așa, și acolo punem. Așa se prinde bine și de cremă să prindă bine. Bine, nu bine. Bine, și o iau ca Natalia. Natalia mea săracă. Nu mai poate. E răcită. Copsă. Așa. Acum v-am spus că eu nu mi-s așa bună la ornament. Da, asta e. Întorc cu totul. Mami. Da, Natalia. Nu mai râde. Mami, mai taci. Aia vreau să zic că... Aia vreau, da. Să zic că Natalia... Mami, mă nervez. Ce râs? Facem frumos să facem la Natalia tortă. Așa e, mami? Mami, fac tortă la Natalia? Spune da. Așa. Da. Face mami tortă la Natalia. Așa. Și acum... Aia te mai trebuie. Nu, că vine nuca care o astupă. E, tu vrei să o astupi. Aha, ok. Atunci deasupra trebuie să pui frișcă, nu? Da, pun și deasupra. Da, aici pe jos cred că am ajuns bine. Ok. Pe deasupra așa un pic. Da. Ok. Poți să închizi un pic. Ok. Sănătate. Sănătate că e mai bună ca toate. Să știți că și nepoțica mea a vrut să facă și chiar îmi pare rău că și-o pregătit și ea cuțit. Cuțitul ei. Da. Și l-a pregătit. Și ea și-o pregătit să facă. Dar
Și așa se chinuie babăsa destul. Dar sper că o să reușesc eu ceva aici. O să finisez, eu nu o lăsăm așa. Numai acum, ca prima dată, e bine așa. Hai să pun așa, așa pot să filmez. Bine. De ce vreau eu să fac? Numai jumate vreau să fie cu nucă, numai pe partea de jos. Și după aia aici pun portocală. Și să vedem dacă putem. No. Să nu spun că am ajuns cu cercul ăsta bine. Nu vezi? Pă, bune, n-am știut. Uite, atât am ajuns de bine. Uitați aici. Uitați. Ai ajuns bine. Bine. Crede-mă că n-am știut că ajung așa de bine. Ia că ai ajuns. Foarte bine. Dar știi cine m-a ajutat pe mine aici? Foile alea, că s-au lipit mai bine ca nuca. Știi? Foile de cremeș. S-au lipit mai bine ca nuca. Natalia, lasă peșteșorul. Natalia, pe cine iubești mai mult? Pe peștișorul sau pe... Sau pe Ciuciu? Nu. Ok, dacă nu, nu. Deci nu vrei să zici, ai vrei să zici, nu? Nu, așa. Aici fac eu să fie drept. Oare n-ar trebui un pic mai înalt să fac eu? Angie, să fac mai înalt, uite așa. Babi, coșe. Nu, gata. Gata, mama. Eu sper că am făcut ceva. A, păi dacă nu-i bine, v-am spus eu, cofetărea să nu mis. Deci numai... aici pot să acoperi, aici. Acolo, da, să fie la nivel. Dar Dumnezeu știe că am făcut asta numai ca să da, să vă dau o idee, să nu vă las așa de flori și de Paști. Nu, okay. Mai vezi pe undeva? Nu. Ok. Acum tăiem portocală. Vrei să fie subțiri. Faci tu. Sănătate, mama. O, ce urâtă e. Deci nu așa. Nu așa. Deci așa. Aici, așa. Așa trebuie. Serios? Da. Așa trebuie. Mă duci cuțetul meu, te rog, ăla mic care tai eu cu el. Eu. Te rog, uite. Știi că...
place, Natalia? Yes. Da? Vrei portocală? Stai, stai, mami, îți dă. Uite asta. Nu. Nu vrea, lasă-mă. Bă, gânguriță. Acolo nu poți. Nu poți acum, că ne bate oamenii. Dar de care o văd? Să pună ea. Ah. Nu, lasă-mă, mami, acum. Nu, hai, pune, nu, hai. Dar numai una. Numai una, numai ok, una, bine. Stai, o tăiem așa în două. Și o pui, uite așa. Uite, stai să-ți arăt. Stai, vine aici. Da, lasă aici. Așa. Uite, de aici. Le-o pune tu, pune tu cu mâna. Așa, hai, hai, hai. Oh, nu pot să filmez. Hai, pune tu, hai pune. Hai, da, hai. Hai, da, hai că uite alta. Uf. Na. Stai să tăiem. Și acum, uite, așa faci, uite, pui aici și aici, bine? Aha, cu două mâini, așa, aici. Bravo, așa. Bravo! Vezi că bravo. Știe și ea, vezi? O pune și dincolo. Și aici. Așa. Acolo. Acolo lipește, așa, mamă. Bravo, iubita mea! Cine a spus că iubita nu știe? Păi cu mine întotdeauna a făcut prăjituri și eu știu să fac. Bravo! Stai. Așa. Și așa cum mă pune. Sus, mai jos, mai jos, mai mult. Lasă că mai un pic mai jos. Așa. 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 Mai este? Să mai facem aici una din asta. Dacă vrei, stai eu. Ok. O să tai. Nu hai pune, mama? Uite, mă scos să fie un pic mai mic, da. Aici, pui. Bravo. Așa. Un pic mai jos. Așa, mami. Bravo. Așa. Și una mică. Una asta mică. Mititică. Mama, mititică mie. Una mică, mititică. Și una mică. Face Natalia imediat. Stai să mai tăiem din colțul ăsta, să fie mai mititică. Și aici mai mititică. Sănătate, mamă. Sănătate. Ia, pui tu aici așa printre ele. Ce? Așa, bravo! Ai reușit, mama. Ai reușit. O reușit, Natalia. Ai văzut? Așa. Nu? Că nu punem frișcă așa și aici. Cum vrei? Pune cu portocale. Cu portocale, tot așa? Da, tot așa, că mai avem portocale. No, ok. Acum, pasta, tu poți să o tai așa. Știi? Stai să văd dacă pot. Vezi? Eu îți dau idei la decorat. Okay. Numai taie mai subțiri. Așa. Așa, și atunci mere treaba. Da, dacă ai norocul că am eu cuțitul ăsta, așa, e, fai. Și cu ăsta la alt mere. Nu, că ție e mai îndemână. La micuț, că le-ai preferatul tău. Hai să vedem, Natalia. Punem așa sau așa? Așa? Așa oare. Așa, stai că așa nu cred că se vede bine. Invers, stai. Cred că. Stai, mami, stai. Ce zici? Invers, așa? Să punem. Da, eu zic așa. Să mă uit eu cum mă lipizie, mă. Fetița. Nu-i bine, dar uite, fetiță, acum ce ai făcut-o aici. Nu, bai, lasă că punem un pic de frișcă acolo și nivelăm. Nu, mama. Stai, te... mami, stai. Așa, acolo. Așa, aici. Bravo. Așa.
Așa, lângă ea, mami, lângă ea. Lângă ea. Așa, așa, dragi, cu mama, fetița mea. Cine spune că fetița mea nu știe să facă? Așa, iubire. Așa, mămica mea. Așa, iubirea mea, frumoșica mea. Opa. Cine nu... Nu e nimic, mami, nu e nimic. Nici o problemă. Cine nu zice că Natalia nu știe, hă? Stai că mai facem una. Mai una și... Și am terminat. Chiar am terminat. Exact una mai trebuie. Da. O pui tu? Da, pune. Îmi pune tu acolo, mama. Așa, bravo! Da, dai și o gurice acum. Bravo! Oh, iubirea mea! Da. Și cofetele okay. Așa mea. O să știe ea multe. O să știe ea. O să învață mami pe ea toate alea. Ok. Nu pui un pic de plișc acolo, nivelești, gata. Auzi că și fluieră. Toate roșii, fanta mea de la răceală. Ok, e suficient. Nu? Să vedem. Și aici, în mijloc. Ce punem, Natalia, în mijloc? Vrei să punem căpșuni? Du-te, adă-mi căpșunile. Căpșun? Da. Da? Că-i de arător, tot nu fata mea. O căpșunică. Mă. Frumușică. Mă. Punem așa? Da. Dar crezi că se potrivește? Mă. Se potrivește așa? Nu prea. Că-i tort cu ăsta acum. Nu se potrivește, mami. Hai că vă dau eu. Ceva, ce să se potrivească. Ce? Mai una aici trebuie și gata. Stai că-ți dau eu, stai. Uite, așa. Asta aici e așa de pe tot. Nu, ca de primăvară. Și floricele, floricele. Da. Ca de primăvară, așa frumos. Vedeți? Dar nu-s florile, dar am iapără. Că eu am făcut de florii. Și atunci, dacă am făcut de florii, totuțul... Cu flori galbene. Cu florii să fie, cu floricele. Așa. Mai una? Mai una? Ok. Ce ziți, Natalia? Îți place așa, Natalia? Da. Super. Superb. Așa e, Natalia? Așa. Da, îți place? Da. Și asta vrei aici? Da. Dar nu-i prea încărcat așa. Dar ai destule, mami? Nu știu dacă ai destule. Dar dacă n-ai destule, e problema asta. Apoi pui una aici, nu pune tot așa încărcat. Înțelegi? Deci aici pui una aici, deci le împarți așa să ajungă peste tot, știi? Nu mai ai? Sau numai astea? Dar sunt alte culori. Deci nu mai ai din astea? Nu. Păi cum fac atunci? Eu v-am spus să împarți. Haideți să văd, mai ai altceva, altceva. Deci, până la urmă, cu ornamentul s-au răzgândit, au pus cale, așa portocalii ca portocala, și de din jos pun florile... Floricele alu' Natalia. Cele galbene, de primăvară. Natalia, pui tu sau pui eu? Eu. No, hai, atunci așa pune. Uite aici trebuie, stai. Și apoi aici.
iubita mea. Deci, arată bine, vedeți? Arată foarte bine. Tortul de primăvară, aici. Vedeți? Aici. Da, ce? De ce? Nu te grăbi. Arată superb. Așa. Ornat. Așa. De bunica și Natalia. Da. Hai, pune. Aici. Aici. Hai. Așa. Așa. Aici. Acum, ce face aer suprimări? Cipru își face rundajul de seară. De seară. O mică gimnastică. Da. Acum s-o trezi și Daci. Măi, că una mai trebuie. Mai trebuie una. Aoleu. Aoleu. Mai una. Capsule. Nu. Una, așa frumoasă, mai una, exact. A fost aici bună. Nu, arată bine aici. Da? Hai să vadă. Ui una așa. Păi ce să fac? Ce să pun? Stai să văd. Hai aici lângă mine. Hai, Natalia. Lasă să vină. Da. Îți dau și scaun. Să stai jos. Așa. Noi amândouă am făcut și meritam acum. Aua, Doamne. Stai că aici ai apa în spate la scaun și nu poți să... E apa, că ai baxul cu apă. Nu o să zic. Ce vreau să vă spun, aceasta este realizarea noastră, a mea și a lui Natalia. Natalia, ați văzut pas cu pas cum am pus portocalele și eu și Natalia. Și Natalia au pus și floricelele. Vezi că dai cu floricica jos, mami. Ce vreau să vă spun, Dumnezeu știe că n-am avut de gând să fac așa ceva. Că sărăcită. Dar am spus, nu vreau ca de flori să nu aveți un tort făcut. Așa, poate vă dau eu o idee, că așa ar fi bine. Acum, ce am făcut eu aici? Am făcut pas cu pas crema, care ați văzut, am umplut cele două blaturi, au venit patru rânduri și am pus crema, când a fost gata, am pus un pic de nucă, roată așa, cu... am avut eu o foaie de la creme și am zis că decât să o arunc, mai bine să o pun aici. Nu știu dacă m-a ajutat, dar poate m-a ajutat. Și am tăiat o portocală, dacă nu două, dar cred că una a fost suficient, atât le-am dărbuit noi. În sfârșit, două portocale. Și floricelele au vrut Natalia, asta e clar. Deci nu am vrut noi, i-au vrut să-și pună floricele ei. Și am făcut acest minunator și are și gust, fiindcă budinca aia care am făcut-o eu și cu frișca e o minunăție, deci nu e grețos, nu e grețos, nu are ce să fie grețos, e foarte faină. E faină, Natalia? E bună, nu? Ia, de-abia apuc acum să terminăm, să o taie. Asta e clar. Da. Parcă n-aș tăia-o acum, fiindcă chiar e moale. Chiar e moale, da? O punem la frigider și o filmăm mâine cum tăiem o felie alge. Ce zici? E prea târziu? Cred că da, ce ar vrea acum să guste un pic. Dar o să vedem, o să-l întreb și o să vedem. Da, dar nu știu dacă pot, că e prea moale. Deci acum nu-i rece nimic, măcar o oră dacă ar sta. O să o filmăm peste vreo oră. O pun... Scot sertarul de la congelator, că frigider meu nu face față. No. Scot sertarul de la congelator, o pun acolo 15 minute, 20 și atunci o tăiem atunci. Bine, Natalia? Da? Ești de acord? Spune da.
Spune da, ba. Da. Da, așa. O floricică nu mai ne-a ajuns de la asta. O, uite, vezi? Uite, vezi că cade. Fiindcă-i moale. Și cade floricelele. Nu ne-a ajuns o floricică și să vedem ce ne-a găsit Natalia. Ne-a găsit Natalia o floricică. Stați că vă arăt. Că nu ne-a ajuns. Uitați aici. Nu arunț o margaretă. Da. Dar dacă vrei, Angie, poți să o pui tu la congelator și să o tăiem după 15 minute. Bine? Mm-hmm. Okay. Și aceasta este realizarea mea. Eu am făcut-o cu drag. Din tot sufletul meu, cum să zice. Acum rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vă place sau nu. Pacea Domnului! La revedere!